Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Așa cum v-am menționat ieri la sfârșitul videoclipului, am revenit astăzi cu estimările dividendelor pentru anul 2023. În acest moment avem o parte dintre companiile care și-au anunțat dividendele, iar pentru voi am făcut un clasament. Pe primul loc se află Oil cu un randament de 12,7% al dividendului, urmat de Romcarbon, Alumil, Comelf și Turbomecanica. Dividende care vor fi peste 10%. După aceea mai avem câteva companii precum Nuclear Electrica, Compet, Romgaz, Ages și OMV Petrom care sunt peste 7%, deci eu zic că ne încadrăm până aici în faza 1 și veți înțelege de ce mă refer la faza 1. După aceea de la Cuila, dacă nu greșesc, până la, până aici la 4. Aici am greșit, trebuia să fie prefab. Haideți să modificăm împreună. Până aici la prefab, până la 4% este faza a doua, iar de aici de la air claim până la safe este faza cu numărul 3. Din punctul meu de vedere sunt niște dividende ok. Cu siguranță puteam avea dividende mult mai mari decât uh, acestea. Deoarece analiștii au estimat niște dividende destul de mari pentru Nuclear Electrica, pentru OMV Petrom, Electrica și așa mai departe, dar trebuie să ne mulțumim și cu aceste dividende. Dacă am investit în primele 8, dacă nu greșesc, companii am avea un randament destul de bun anual al dividendelor. În cazul în care avem companii care se încadrează în faza a doua sau în faza a treia, logic că randamentul dividendului nostru anual o să scadă, adică nu o să mai avem randamentul acesta de 9-10% dacă am investit numai în primele 8 companii, da, până la Romgas. Acum ar fi un moment foarte bun pentru voi cei care investiți la bursă, să vă orientați și să vedeți în ce companii ați investit până acum și ce dividende ați putea lua, așa, estimativ în acest an. Am pregătit pentru voi o listă pe care am găsit-o pe internet, tot așa legată de dividendele pentru anul 2023 și care este aproape asemănătoare cu lista mea, un pic la virgulă acolo câteva procente în cazul unor companii. Dar vreau să vă arăt că eu în lista mea am niște companii pe care aceștia nu le-au introdus în lista lor, precum Rom Carbon care va distribui un dividend destul de interesant de 11%, da, ei nu l-au aici. Comelf, care tot așa va distribui un dividend interesant, zic eu, de 10,3% și așa mai departe. Adică puteți vedea că am mai multe companii pe aici. Eu sper să vă fie de ajutor această listă, atât a mea cât și cea din partea dreaptă. Nu uitați că fiecare companie are o dată de înregistrare să vă cumpărați dacă vreți să beneficiați de aceste dividende, să vă încadrați până în Exidate. Nu uitați că la mine pe canal găsiți un playlist numit Investiții în care am destul de multe videoclipuri legate de bursă, dividende, companii, investițiile companiilor și așa mai departe. Am un videoclip destul de interesant numit Diversificarea portofoliului pentru bull market pentru cei ce doresc să investească în mai multe companii diversificate pe bursă. Dacă știți vreo companie pe care eu nu am introdus-o la mine pe listă, mi-o puteți scrie în comentarii. Probabil mai sunt niște companii care se vor trezi mai târziu cu propuneri de dividende și desigur le vom introduce pe lista noastră. Cam astea au fost de spus. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați de like, să vă abonați la canal și până data viitoare nu-mi rămâne decât să vă salut, să vă urez o zi bună și să mă iau la revedere. Pa, pa!